Salut tuturor, sunt bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou infovlog în care vreau să discutăm despre câteva chestii destul de importante, spun eu, bineînțeles, referitoare la canalul meu de YouTube și da, vrea zori sunt proaspăt venit de la antrenament și smor de obăsală, probabil deja vă dați seama, uitându-vă la fața mea, Cred. În fine, nu știu, trecem peste oameni buni. uitați să apăsați și pe acel mic butonaj de like dacă mă susțineți în continuare. Și înainte de toate, probabil ați observat că acest vlog este postat la o oră destul de ciudată, adică 10 dimineața, știind că eu aveam deja un program de 4 clipuri pe zi. Și până acum, după cum bine știți, dacă aveam ceva, nu știu, un anunț important de făcut sau ceva, puneam vlogul la 8 dimineața și mai apăreau încă 3 clipuri de gaming. Da? Deci, practic, îl introduceam în programul normal de postare. De acum încolo, eu zic că este mult mai okay așa. Când am un anunț sau ceva, să apară 5 clipuri. Să nu ne deranjeze cu absolut nimic programul inițial. Deci apare la 8 dimineața, la ora 12, la ora 16, adică ora 4 după amiaza și ora 20, adică ora 8 seara, apar uh, 4 clipuri de gaming, toate de obicei, în mod general vorbesc eu acum, și dacă am ceva anunț de făcut sau nu știu un videoclip mai special, să spunem așa, o să apară la ora 10 dimineața, ca să nu ne încurce programul practic, o să apară ba 4, ba 5 clipuri pe zi, 4 minim teoretic de gaming și un anunț. Eu cred că nu se supără nimeni dacă mai fac așa anunțuri. Bun, despre ce vreau să vorbim mai multe chestii, o să încep prima dată cu un Q&A pe care vreau să-l fac iarăși, m-am întrebat dacă mai are și face din Andrei Q&A, dar știu că am mai făcut multe Q&A-uri, dar vreau să mă apuc să... În fine, deja m-am apucat de foarte mult ori, mai facem un Q&A. dacă vreți să puneți și voi câteva întrebări care probabil vor apărea în clip, să verificați și voi linkurile din descriere. Deci am acolo link de la pagina de Facebook a canalului, de la pagina personală de Facebook, unde puteți da follow și de la pagina grupului Z Andrei Fans, adică abonații mei, acolo unde deja sunt peste 5500 de membri, dacă nu mă înșel, și poate vă întrebați ce legătură are asta cu Q&A. E bine, am întrebat pe pagina de Facebook, de acolo de jos, uh, să ce întrebări ați vrea să-mi lăsați pentru a face acest Q&A. Deja sunt vreo 800 de comentarii, dacă nu mă înșel, probabil 800 de întrebări, sper. Uh, deci, nu uitați să apăsați și voi butonul de like la pagina de Facebook a canalului, la pagina personală de Facebook, eventual acolo un follow, pentru că follow un like. Uh, și dacă vreți să intrați și voi în grupul Zaza Andrei Fans pentru o grămadă de postări, o grămadă de meme-uri, o grămadă de videoclipuri legate de mine. Uh, chiar e super tare și acolo sunt foarte mulți membri și avem admin care se ocupă, sper eu bine. Dar bun, și intrați acolo pe pagina canalului, lăsați și voi o întrebare, care va avea șansa să spunem așa să intre în Q&A și fraților mâine facem live stream, am uitat să spun chestia asta, mâine vreau să facem live stream la ora 20, așa cum v-am obișnuit că noi de obicei în fiecare vineri făceam live stream, deci mâine, vineri, nici nu știu ce dată este, mâine 26 februarie, dacă nu mă la ora 20 suntem live pe YouTube, o să ne jucăm Minecraft, o să ne jucăm GTA 5 online, o să fim alături de brigadă, cel mai probabil și vedem noi ce nu mai jucăm. Ok, și seria de GTA 5 revine, oameni buni, ați văzut că... Oarecum a luat o pauză pentru că clipurile de GTA 5 care apăreau în mod inițial la ora 8 dimineața acum au fost înlocuite de seria de Portal 2 dacă stau eu bine să mă uit aici. Și astăzi a fost ultimul clip din seria de Portal 2 actuală. Oricum am văzut că nu prea v-a plăcut seria. Nu știu de ce probabil nu știu, a fost ceva nou și multora nu v-a plăcut, deși eu zic că a fost o serie super interesantă și o să mai facem astfel de serii, dar uh, seria de GTA 5 revine, tot așa un clip la ora 8 dimineața cu GTA 5, uh, două clipuri cu Minecraft la ora 12 și la ora 16, adică 4 după amiaza și la ora 8 seara rămâne întârnu pentru că am văzut că vă place foarte, foarte mult Anternu și mă bucură și pe mine acest lucru că, uite, merge și fără 100% Minecraft, 50% Minecraft, 50% uh, alte jocuri, ceva geniu zic că este uh, foarte, foarte ok așa pentru toată lumea. Și, bineînțeles, nu uitați să scrieți și voi în comentarii că, uite, și despre asta vreau să vorbim. să spuneți ce jocuri ați mai vrea să încep. Și uh, vă întrebați, bă, dar cam ce ai înlocuit tu? Că unturned sigur nu vreți, GTA 5 sigur nu vreți, uh, Minecraft sigur nu vreți. Probabil o să fie ocazional, uh, gen un clip la două zile cu un alt joc. Uh, vreau să scrieți în comentarii ce joc ați vrea să mai vedeți pe canal, pe lângă Minecraft GTA 5 și uh, Untern, și jocurile, bineînțeles, pe care le-am jucat. Poate vezi că vine un zăpăcit acum în comentarii și zice, eu vreau serie de Portal 2 Cop cu David. Am mai văzut de astea, calmați am văzut acum o grămadă cu pune Outlast. <laughs> Ai de capul meu, sau am mai văzut asta cu pune terare, am mai văzut și eu acum mult timp o serie de iterare, dacă vă mai să aminte, probabil nu de pe vechiul canal. În fine, deci cam despre asta am vrut să discutăm, nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a canalului, da, să lăsați și voi acolo o întrebare pentru că nu uitați de livestreamul ul de mâine de la ora 20, vineri ora 20, că seria de GTA vine celelalte pagini de Facebook pe care le-am și serii viitoare să-mi oferi și voi acolo ceva sugestii, altceva, nu știu ce să mai spun. O să mai apar astfel de vloguri la ora 10, în care o să discutăm despre, nu știu, diferite anunțuri, o să vă spun pe ce server mai joc eu diferite jocuri, te mai fi întrebat, Uh, pe cei server eu rast? Nu vreau să fac serie Rust pentru că rastul nu este un joc cu care prea poți face serie în sensul că trebuie foarte mult să petreci în rast, trebuie foarte mult timp să petreci în rast, uh, și multe chestii nu sunt interesante și pentru a filma non-stop șapte zile și să fac o compilație, frate, ar dura o veșnicie. O veșnicie, adică depinde și că stau eu în rast. În fine, dar uite, foarte multe persoane m-au întrebat pe ce server joc Rust și cred că mâine la 10 dimineața o să fac un alt vlog în care o să discutăm puțin de despre rast. Eventual o să vă spun și serverul pe care mă joc asta, dacă vreți, bineînțeles. Și cine se joacă rast și vrea să ni se alăture mie, lui Roni, lui Ace, și încă câțiva prieteni poate să vină acolo. În fine, Cam asta a fost vlogul oameni buni. Eu sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați butonul de like dacă mă susțineți în continuare. Ne vedem la cele 3 clipuri care vor mai apărea astăzi, adică Survival cu Brigada, Skyward și Anturn. Și ne auzim data viitoare. Eu am fost Andrei și Frazor v-am salutat pe toți. Ceau, bă! Pa!